Pandurii regretă punctele irosite cu ușurință în tur. Meciurile cu Unirea Urziceni sunt un vis urât pentru gorjenii, care nu au scos decât două egaluri cu echipa care se anunța una a păcii în retur. Cele patru puncte pierdute cu vicecampioana de trupa lui Grigoraș i-ar fi urcat pe gorjeni pe locul 9, ceea ce le-ar fi adus liniște în tabără. Un gol perfect valabil în minutul 90, deci s-a pierdut două puncte. Nu mai vreau să-mi aduc aminte de ultima partidă de la Urziceni, în care am avut, cred că, 8 situații clare de gol și am luat un singur punct. Deci iarăși am pierdut două puncte. Deci dumneavoastră ne eram cu 4 puncte în plus. Unirea Urziceni a avut o tentativă de a fuziona cu Concordia Chiajna, însă a picat afacerea. Astfel, ialomițenii și-au pierdut speranțele de a juca și sezonul viitor pe prima scenă a fotbalului românesc. Grigoraș este convins că se va alege praful de campioni din 2009. Într-adevăr, Unirea Urziceni ușor se va desființa. Vor trebui să o ducă până la capăt, până la sfârșitul campionatului, dar sunt convins că marea majoritate a jucătorilor vechi vor părăsi echipa și Urziceni va fi formată, cred că, din jucători tineri sau foarte tineri. Prea roz nu stau lucrurile nici în regie, unde studenții nu au mai fost plătiți de o jumătate de an și amenință că nu vor intra pe teren în meciul cu Dinamo de săptămâna viitoare. Chiar dacă nu îi bucură că adversarii lor în lupta pentru retrogradare se confruntă cu mari probleme, pentru pandurii aceștia sunt vești bune și le cresc șansele de a rămâne în prima ligă.